Un accident grav s-a produs aseară în sectorul Ciocan al capitalei. O mașină s-a izbit violent într-un copac după ce șoferul a pierdut controlul volanului și a derapat de pe șosea. Pasagerul, în vârstă de 19 ani, a rămas blocat între ferele mașinii. La fața locului au intervenit pompieri, iar după finalizarea operațiunii, victima a fost transportată la spital. Potrivit poliției, șoferul, un tânăr de 22 de ani, ar fi pierdut controlul volanului și a intrat direct într-un copac de pe strada Alecu Ruso. Conducătorul auto a scăpat nevătămat, însă pasagerul său a avut nevoie de îngrijiri medicale. Acum poliția a deschis o cauză penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.